Prefecții de Alba, Arad, Harghita, Sălaj și Suceava, precum și subprefectul din Arad, au fost schimbați din funcție prin hotărâri de guvern luate în cursul zilei de joi, 28 noiembrie. Măsura vine la două zile după ce Florin Florian a anunțat că demisionează din funcție. Fostul prefect sălăjan a devenit reprezentant al guvernului în teritoriu în primăvara anului 2017, în timpul mandatului lui Sorin Grindeanu. Florian se va întoarce la Inspectoratul de Stat în Construcții Sălaj în funcția de inspector șef. Cel mai probabil, fotoliul de prefect va fi preluat de către liberalul Virgil Țurcaș, cel care a mai ocupat această funcție timp de câteva luni în cursul anului 2000, în perioada în care premier era Mugur Isărescu.